La sediul filialei Partidului România Unită a fost organizat miercuri 20 aprilie un concurs de șah la care au participat romașcani pasionați de sportul minții, tineri și pensionari. Aceasta este o primă competiție la care filiala încearcă atragerea unor romașcani dornici să participe la asemenea întreceri sportive. Da, este al doilea, prima a fost în decembrie anul trecut. De data aceasta avem și o temă specială, este un concurs în care romagiem pe domnul Mircea Panaitescu, care este un vechi artizan al șahului în român, ca să zic așa. Sunt foarte mulți tineri, avem și alte categorii de vârstă. E un concurs organizat de Patru la Vlad Țepeș, așa cum vă ziceam zilele trecute, că o să avem mai multe acțiuni, aceasta e una dintre ele. Vor fi și premii, am văzut că l-ați întrebat pe colegul, vor fi și premii în bani, diplome de participare, dar scopul este să socializăm, practic și dacă putem să ne implicăm noi și să adunăm alți membri care vor să se implice în proiecte sociale, culturale și de orice alt fel. Literii Pru sunt dispuși să coopteze în patrulele țepe și participanți la aceste acțiuni sociale dacă aceștia vor accepta. În patrulă, da, pentru că patrula nu are neapărat un caracter politic. Practic nu are un caracter social, cultural. Încercăm să ne implicăm, să ajutăm, să ne cunoaștem, practic să aducem și noi umărul la ridicarea nivelului cultural al cetățenilor. Da? Cum putem noi? Există șahiști care au mai participat la sediul Pru și la alte concursuri de șah, profitând de oportunitatea de a se confrunta într-un asemenea sport de elită. Nu a fost greu, am câștigat foarte repede, în 7 minute, cred. Am înțeles. Cum ai auzit de acest concurs și cum te-ai hotărât să participi? Am participat și data trecută când l-a organizat și m-a anunțat un coleg. Am înțeles. Ca și data trecută se pare că sunt două secțiuni de vârstă, pentru tineri și pentru cei mai în vârstă. Câți membri, câți copii au participat la secțiunea ta de vârstă? 13, cred. 13? 13. Ești membru PRU? Nu. Faci parte din patrula Vlad Țepeș? Nu. Ai de gând? Nu sunt sigur, nu vreau să mă implic în politică. La finalul competiției, organizatorii au stabilit clasamentul. Pe locul întâi s-a clasat elevul Bogdan Crăciun, pe locul al doilea elevul Sebastian Nechita. Locul al treilea a fost ocupat tot de un tânăr Cătălin Alexandru și el elev. O mențiune a fost acordată elevului Fabian Mihăiești și un premiu special a obținut Matei Savu, elev la una dintre școlile gimnaziale din municipiu. Toți șahiștii au primit diplome de participare. În următoarele două săptămâni, aceeași formațiune politică va organiza și un concurs de orientare turistică.